atenție să nu stricăm ceea ce am clădit. Și copilul este o ființă vulnerabilă, foarte sensibilă, încât un astfel de moment de furie a unui părinte, necontrolată, o copilul poate să înțeleagă și copilul îl iubește în continuare pe părinte. Dar rămâne un pic, rămâne în șocul acela, nu prea înțelege ce se întâmplă, și sigur că se învinovățește sau da, se, închide. se, închide. Important, părintele, dacă are un moment de în acesta de furie, să-i explici. Uite, mi-am pierdut răbdarea, nu mai am răbdare, așa mă manifest eu când sunt nervoasă și nu mai am răbdare. Să-i explici copilul ce s-a întâmplat cu tine și că aceasta este furia, este mânia, te manifeste așa. Cu el da, sau poate are legătură cu, tot. și cu el, și că mama, tata are nevoie să meargă să se odihnească, să mai facă lucruri, să se încarce. N-am vrut să te rănesc și chiar iartă-mă. Da? Încât pentru copil capătă sens acest moment de furie. A, și adulții, ok. A, deci mama poate, tata poate fi și așa, nu mai iubitor, poate fi și așa, pot să înțeleg. Da? Și Sigur că acest moment de clarificare este important. Și de corecție este important atât timp cât nu se mai repetă tot în felul ăsta.